Poluarea psihică. Toată lumea gândește, dar cum o face? Dacă se mută bălegarul dintr-o grămadă, se simte un miros neplăcut. Ei bine, la fel se întâmplă în cele mai multe cazuri când oamenii gândesc. Ei mută bălegarul și acest lucru infectează atmosfera. Toți gândesc, nu există niciun om care să nu gândească dar gândurile oamenilor plutesc ca frunzele în vânt. Mulți gândesc cum să înșele, să fure, să omoare. Zi și noapte oamenii se servesc de gândirea lor, dar, cum ei nu știu să se servească de ea, aceasta nu prea le folosește. Și nu numai atât, dar ea îi conduce spre derută și distrugere. Să gândești cu adevărat înseamnă să știi mai întâi la ce să te gândești și cum să gândești. Gândirea este o forță, o putere, un instrument pe care Domnul l-a dat omului pentru ca acesta să poată deveni creator asemenea lui, adică un creator de frumusețe, de perfecțiune. În realitate, prin gândirea sa. Omul poate să atingă tot felul de materiale, de chintesențe, de creaturi, fie din lumea divină, fie din lumea infernului, iar acela care nu știe că gândirea sa este creatoare va avea deseori preocupări negative și neplăcute și astfel se va distruge pe sine însuși. De aceea, Singurul lucru important este să fii conștient și să știi dacă ceea ce faci cu gândirea este cu adevărat folositor pentru propria persoană și pentru lumea întreagă, sau, din potrivă, vătămător. Astfel, va trebui să vă îngrijiți, fără să vă tulburați, ca gândurile și dorințele voastre să se împlinească. E sigur, mai devreme sau mai târziu, ele se vor realiza. Și dacă ele sunt rele, în ziua în care se vor împlini, veți deveni victima lor. Din nefericire, natura omenească nu este încă foarte evoluată, iar primele dorințe omenești, atunci când apar mijloace și posibilități, sunt în folos și sens personal pentru achiziții egoiste. Iată care este pericolul. Din acest motiv, în trecut, inițiații preferau să păstreze tăcere asupra acestei probleme a puterii gândului. Ei nu revelau aceste lucruri decât discipolilor a căror puritate și stăpânire de sine o cunoșteau. Dar fie că li se relevă sau nu aceste lucruri, oamenii folosesc inconștient această putere a gândului. Fie că știu sau nu, ei gândesc, doresc, râvnesc, își imaginează. Deci, dacă nu li se explică nimic, acest lucru nu va constitui o protecție nici pentru ei, nici pentru alții. De aceea este de preferat să instruiți, dar avertizându-i că se află în posesia unor mijloace care pot fi extrem de puternice. Deci, fiecare trebuie să știe că dispune de anumite puteri pe care natura i le-a conferit și, datorită acestor puteri, el va fi artizanul destinului său. I se va spune, faceți ce vreți, dar atenție, veți suporta consecințele, dacă doriți bani, succese, mărire, să știți de la început că nu le veți putea păstra mult timp și de asemenea ele vă vor face dependenți de toate ființele care le au. Isus spunea, vine stăpânitorul acestei lumi și el n-are nimic în mine. Aceasta înseamnă că stăpânitorul acestei lumi, în realitate diavolul, posedă bogății ce le distribuie acelora care îi se înclină. Isus nu avea nimic din el, el nu îi datora nimic, deoarece era liber. Acest pasaj al Evangheliilor este foarte profund. Dacă vă concentrați numai asupra achizițiilor materiale, intrați în relație cu stăpânitorul acestei lumi, pentru că el dispune de toate acestea și le distribuie. Deci, direct sau indirect îi cereți lui și cu el aveți de-a face. Este posibil să le primiți, dar, în schimb, va trebui să-i dați libertatea și voința voastră. Deci, atenție! De asemenea, ceea ce ar trebui să știți este faptul că gândurile și sentimentele atât de murdare cu care oamenii își petrec timpul, împrăștiindu-le în jurul lor. Fac din atmosfera psihică a pământului o adevărată mlaștină. Ce este o mlaștină? Un loc pe care nicio apă curgătoare nu vine să-l purifice, unde mișună gângănii de tot felul. Ele își iau hrana și aruncă excrementele în aceeași apă, unele absorbind murdăria altora. Iată din ce este constituită omenirea. Din viermi, din mormoloci din broscuțe aflate într-o mlaștină, pe care pe cale să-și arunce murdăriile, înghițindu-le pe cele ale vecinului. Și astfel apar boala, ura, senzualitatea, necinstea, gelozia, lăcomia. Oamenii nu văd, dar dacă ar fi clar văzători, ar vedea forme oribile, negre, vâscoase, ce ies dintr-o masă de creaturi, mergând mai târziu să se acumuleze în straturile atmosferice. Se poate face această experiență atunci când te apropii de orașe după un concediu la munte. Când ești obișnuit cu puritatea munților, acolo unde trăiesc entități foarte luminoase, nu se poate să nu simți coborând toți norii care plutesc deasupra orașului. Chiar și atunci când atmosfera este clară, se văd, se simt acești nori, ceva întunecos și dens, care acoperă orașul. Din ce în ce mai mult ne plângem de poluare. Oamenii de știință sunt alertați, descoperă că totul este poluat. Pământul, apa, aerul, iar plantele, peștii, animalele sunt pe cale de dispariție. Ei nu mai știu cum să mai îndrepte toate acestea. De altfel, Chiar dacă ar găsi mijlocul, acesta nu ar ajunge decât să amelioreze situația exterioară, ceea ce este insuficient. Deoarece? În lumea spiritelor se propagă, la fel, miasme care sunt pe cale să omoare omenirea. Iar dacă oamenii ar fi cu adevărat sensibili, ei ar simți că atmosfera lumii psihice este mai greu de respirat decât cea a lumii fizice. Ne plângem de gazul de eșapament al mașinilor. Dar oamenii nu fac nimic altceva decât să otrăvească atmosfera spirituală cu gaze toxice. Prin gândurile lor necurate, prin sentimentele lor de ură, de gelozie, de furie, de senzualitate. Tot ceea ce muce, găiește și putrezește în om ca gânduri și sentimente necurate. Produce degajări de gaze urât mirositoare și asfixiante. Mereu acuzăm mașinile, dar oare ce înseamnă mașinile pe lângă cele 5 miliarde de ființe neștiutoare care nu au învățat niciodată să-și stăpânească viața interioară? Dacă acum există atâția bolnavi acest fapt, nu se datorează numai polorii aerului, apei și hranei, nu? Dacă atmosfera psihică nu ar fi atât de poluată, ființa omenească ar ajunge să neutralizeze toate otrăvurile exterioare. Răul vine mai întâi din interior. Când ființa trece în armonie, forțele pe care le are în interior reacționează și resping impuritățile, chiar și în planul fizic, iar organismul ajunge astfel să se apere. Deci, punctul slab se găsește mai întâi în interior, și puțin câte puțin această slăbiciune sfârșește prin a se manifesta de asemenea în exterior. Luați exemplul cuiva care are o credință extraordinară și un sânge foarte curat. El poate să trăiască printre leproși, tuberculoși, ciumați și nu va fi contaminat, în timp ce alții, chiar dacă fug să scape, sunt atinși de microbi. Da, pentru că în interior ei au ceva ce mucegăiește și acest mucegai este o hrană pentru microbi. Eu v-am explicat deja că puritatea sângelui a gândului suprimă toate condițiile favorabile pentru nedoriți chiar și în plan fizic, în timp ce dacă răul a pătruns deja în gânduri, în sentimente, inimă, în dorințe, atunci Aici găsim o poartă deschisă, iar bolile se pot strecura mai ușor în plan fizic, făcând ravagii. Știința nu a înțeles încă acest lucru, ea a rămas la acest subiect cu mult în urmă. Asupra tuturor celorlalte puncte, ea a avansat foarte mult, trimite mașini și oameni pe alte planete, dar în explorarea lumii interioare ea se află în urmă. De aceea, nu mai există oameni sănătoși pe Pământ. În interior trebuie să producem puritatea, în gânduri, în sentimente, în dorințe, în priviri, în cuvinte, în gesturi. Toate emanațiile trebuie să fie schimbate, îmbunătățite. Cum să ne dăm seama că poluarea nu există numai în plan fizic? Există oameni care, fără să vă atingă, vă pot îmbolnăvi numai prin emanațiile lor. Dacă ar exista laboratoare cu aparate atât de perfecționate, s-ar putea verifica cum anumite emanații fluidice ale oamenilor sunt capabile să asfixieze mici animale. Și s-ar putea face și constatarea inversă. Emanațiile unei ființe spirituale sunt binefăcătoare pentru toate creaturile, chiar pentru pietre, pentru plante, pentru animale. Prezența ei dezinteresată, plină de iubire, va acționa favorabil asupra celor ce o înconjoară, pe când numai simpla prezența unui criminal iar influența negativ. Chiar și spiritele care au părăsit pământul vin aproape de ea pentru a se hrăni cu emanațiile ei. Atmosfera pământului nu a devenit complet irespirabilă datorită unor astfel de ființe care nu se gândesc decât cum să răspândească în jurul lor pacea și lumina. Cum să înveți pe oameni să-și stăpânească gândurile, dorințele pentru a nu mai polua atmosfera și regiunile eterice? Ei nu sunt suficient de vigilenți nici măcar pentru a evita poluarea planului fizic, dar mai ales pe cea a planului psihic pe care nici nu îl văd. Ei continuă să emită gânduri urâte, sentimente urâte care vor pătrunde în toate persoanele întâlnite. Poate conștiința acestor persoane nu este așa de trează ca să realizeze natura elementelor care pătrund în ele, care le otrăvesc și le distrug, dar chiar dacă ele nu-și dau seama, aceste elemente acționează deja. Cei care le-au trimis vor fi pedepsiți. Da, pentru că totul se înregistrează. Câte locuri au fost poluate, câte ființe au fost murdărite, toate aceste lucruri se notează. Natura este un organism viu din care noi facem parte: fiecare ființă omenească fiind o celulă situată undeva, într-o parte a imensului organism cosmic ce o suportă, o hrănește, o întărește. Dacă se conduce ca o ființă răufăcătoare care otrăvește atmosfera, ea devine un fel de tumoare în acest organism. Și cum natura nu poate suporta un individ care, fără încetare, creează focare de infecție, ea face curățenie, iar individul este expulzat. Orice ați crede, natura știe să se apere. Trebuie de să gândim, să trăim în armonie, în acest corp universal în care suntem. Găzduiți și hrăniți. A trăi în armonie cu natura înseamnă să ne luăm precauții pentru a produce mai puțină murdărie, mai puține resturi și să emitem gânduri pure, luminoase, binefăcătoare. Cum lucrurile nu rămân niciodată în același loc, ci se propagă, aceste unde purificatoare constituie o binecuvântare pentru omenire, dar unde se găsesc ființe luminoase? Care vor să îndeplinească bine această muncă? Nu există multe. Fiecare este ocupat cu propriile interese și încearcă să reușească cu orice preț, cu lovituri de pumn, de unghii, de dinți și de picioare. Peste tot se întrebunțează aceste arme pentru a deschide o cale. Dar cât de costisitoare este această atitudine pentru umanitate? Trebuie. Ca pe tot Pământul să se formeze nuclee spirituale, unde oamenii instruiți în știința inițiatică vor învăța să purifice atmosfera. La început, atmosfera interioară, apoi cea exterioară, iar aceasta va conduce la venirea împărăției Domnului pe planetă.